activă în viața culturală lugojană bănățeană. Cunoaște amănunte din laboratorul intern al creației poetice al Ionel Panalit. Cunoaște bine poeziile atât din primul cât și din al doilea volum și poate ne spune câteva cuvinte despre poezia lui Ionel Panalit. Adriana, te ascultăm. Sunt onorată de faptul că voi spune câteva cuvinte despre poezia lui Ionel Panait, pentru că poezia lui chiar îmi place și o cunosc foarte bine. Mă voi așeza ca să vorbim de la egală eu. Dacă e să esențializăm mesajul volumului Poemele Câmpiei, apărut la editura Hestia din Timișoara în 2011, al poetului Ionel Panait, apelând la înțelepciunea universală, vom putea spune astfel: nu mă satur niciodată să învăț acest alfabet măreț al naturii. În fiecare zi caut să descopăr o literă nouă, spunea atât de sugestiv Victor Hugo. Am văzut cu ochii mei acest al doilea volum de poezie al lui Ionel Panait, de altfel ca și pe primul, sub zodia spadei. Dar cartea Poemele Câmpiei s-a născut din pasiune și convingere. Poetul mărturisește că ideea cărții s-a conturat de mult timp și s-a vrut, cât mai de curând definitivată, ca să poată merge mai departe în demersul său creator. Imaginile vizuale surprinse în poeziile din acest volum sunt realizate într-o succesiune de metafore, comparații, epitete, cu o mare putere de sugestie. Poetul sugerează permanent corespondența dintre multiplele elemente ale naturii, cum ar fi câmpia, element preponderent, de altfel cuprins în titlul cărții, dar și apele, plantele, păsările, fenomenele naturii, animalele, astrele, și dintre starea de spirit, iubirea, copilăria, părinții, familia sa. Poetul surprinde permanent corespondența dintre lumea exterioară și universul interior al sentimentelor, a analogiilor între noțiuni și elemente. Astfel, toate aceste elemente sunt foarte bogat ilustrate, dând sentimentul palpabilului. Pentru simbolul câmpiei, poetul găsește o multitudine de expresii, cum ar fi câmpia din vis, visele din câmpie, câmpia mea, inima câmpiei, ochiul câmpiei, cochilia grădinii, tăietura ogorului, călătorule, trebuie să treci prin câmpie. Pe mica lui câmpie stăteanul stă mirat de strocul de rouă, orașul uitat pe soclul de minerale al câmpiei, lutul din sângele meu. Simbolul plantelor și al animalelor se concretizează în macii roșii de câmp, diminețile grânelor, prințul lanului cu maci și albăstrele, fântânile în care au căzut flori de salcâm, flori alungați de-a lungul drumului, sete de galbenul lanului, cu pete de maci pe buze, rotire cu flori și cu zbor, o cărare pietruită în mirare, aștept tăcerea mierlei, cântecul din aripa mierlei. Din acest peisaj mirific nu lipsește spectacolul fenomenelor naturii și simbolistica astelor. Perdelele brumelor, floarea norilor, troierind zăpezile aerului, percep o zi uitată de timp, se zbat umbrele norilor, bolboroseală de iarnă, mângâierea de la marginea strofilor, tăcerea stelelor, la umbra umbrei stelelor, la sfat cu lumina, mai tai o felie de noapte. Dar ceea ce înnobilează acest peisaj mirific este sentimentul iubirii și amintirea nostalgică a copilăriei. Mi-am împătuit o picătură de sânge din fibra ta, la gândul de tânăr trecut. Nu te încuia peste zori cu ploapa mea, iubito. Argintul cu zăbrele al amintirilor, talpa copilăriei, gările nesomnului, zarea părintească, o fântână a lacrimei seacă în tărână, să treci căutând umbra cu picioarele desculte prin praful uliței certat de o ploaie de vară. Pentru poetul Ionel Panait, natura e un izvor de stări și nuante,
prezentate în tonuri calde, blând nostalgice, asemeni generozității sufletului său. Frumusețea naturii este egală numai cu frumusețea sufletului, spunea la fel de sugestiv Victor Hugo. Eram convinsă de faptul că prietenul nostru Cristian Ghina nu poate